Eram foarte mic când am auzit prima dată de ABBA. Pe călda la televizor, Chiquitita, de la o gală UNICEF. Țin minte că încă nu mergeam la școală și după ce am ascultat cântecul acela, luni în șir, am luat paleta de bătut covoare, drept chitară, și am tot lălăit cântecul ăsta prin casă, luni în șir, cum vă spuneam. Mai târziu, cred că eram prin clasa a 5-a, a 6-a, colega mea Claudia, pe care n-am văzut-o, cred că de mai bine de 30 de ani, te salut, Claudia. Mi-am împrumutat o casetă cu ABBA, cu cele mai mari hituri. A fost așa o revelație și o bucurie. Nu ascultasem niciodată muzica atât de frumoasă. Mai târziu, după anii, prin anii 90, am primit cadou single-ul The Day Before You Came, un vinil mic, una din comorile neprețuite din colecția mea de viniluri. Edi, îți mulțumesc, de la tine este cadou. Și acum îl am acasă, la Constanța. În fine, ABBA este formația mea preferată, este, după părerea mea, cea mai bună formație din câte au existat vreodată. Iar din repertoriul lor, The Day Before You Came, după părerea mea, este cel mai bun cântec. M-am uitat de nenumărate ori la clipul acestui cântec și întotdeauna mi-am dorit să merg în locurile în care s-a filmat acest cântec. Are o istorie foarte interesantă, pe lângă faptul că nu s-a descurcat foarte bine în topuri acest cântec. Felul în care a fost înregistrat și felul în care au simțit membrii formației ABBA în timpul înregistrării acestui cântec, e foarte interesantă această poveste. Se spune că în momentul când a intrat în studio, Anieta a cerut ca să se facă aproape întuneric în timpul înregistrării și că a cântat acest cântec cu totul altfel decât a înregistrat alte cântece, cu notele ei lungi, puternice, frumoase, aproape că l-a vorbit, l-a rostit în loc să-l cânte. După care, după ce a înregistrat cântecul, și-a dat căștile jos și a plecat din studio pentru a nu se mai întoarce niciodată. Era momentul în care trupa ABBA se destrăma, cei patru membri ai formației, doi câte doi, cupluri, se despărțiseră deja și era finalul trupei. Toată lumea spune că The Day Before You Came este un cântec trist și sună ca un cântec foarte trist. Dacă ascult cu atenție textul, nu e deloc trist. Sigur, Anieta povestește despre viața ei simplă, banală, tristă chiar, înainte să apară el. Cum mergea în fiecare zi la serviciu, rutina de zi cu zi, mâncarea chinezească pe care și-o lua să mănânce acasă, serialul Dallas la care se uita seara, cartea pe care o citea înainte de a se culca, ploaia de pe acoperiș, totul este foarte trist. Dar toate astea se întâmplau înainte să înceapă, de fapt, iubirea. Ceea ce, după părerea mea, face ca acest cântec să nu fie deloc trist, să fie, de fapt, începutul unei vieți fericite, la urma urmei. Azi mi-am propus să merg în locurile în care s-a filmat acest clip. Haideți cu mine! Sunt în stația de tren Tumba, unde s-a filmat prima parte acestui clip. Da? Se vede, dovada. Aici s-a filmat acest clip. S-au schimbat foarte multe lucruri. Nu mai e aproape nimic din ce se vede în clip. Poate băncile, deși cred că s-au schimbat. Mai seamănă cu cele din clip și mai e un mic deal undeva în apropiere care se vede iarăși în clip cu niște copaci. Ăla este. Dealul e același, copacii probabil că au mai crescut. Restul totul s-a schimbat, nu mai sunt case, sunt
blocuri de o parte și de alta. S-a extins mult această zonă, e o suburbie orașului Stockholm, 24 de kilometri distanță de centrul orașului. E, asta este domnul din clip. A fost fericit să o întâlnească pe Anieta. Eu am ajuns, din păcate, 36 de ani mai târziu. E, asta este. Sunt în centrului orașului, în mijlocul Stockholmului. În spatele meu este, da, se vede, este China Tavern, locul unde s-a filmat ultima scenă din videoclip. Este un teatru unde acum, în stagiunea asta, se joacă un musical. O să vedeți imediat afișele. Se joacă Ghost, probabil o adaptare pentru scenă după celebrul film. Dar sigur că nu joacă aici nici Demi Moore, nici Whoopi Goldberg și Patrick Swayze, poate mai puțin. Este o distribuție suedeză. Haideți să vedeți un pic afișele. E atâta lumină aici încât nu se vede bine. În fine, nu pot să intru în teatru pentru că e închis, sigur, sunt sărbători acum. Îl știți din clip, probabil că l-au renovat, probabil că arată altfel. În fine, am ajuns și aici. Ca să fiu foarte sincer, sunt un pic dezamăgit de experiența asta. Nu știu la ce m-am așteptat. Cred că singurul lucru pe care l-am vrut a fost să merg pe urma pașilor Anietei, pentru care am avut întotdeauna o mare slăbiciune. Ei, și întreagă ție spus, ca să fiu și mai sincer, Frida mi-a fost complet nesuferită tot timpul. Nu știu de ce. Probabil că... Cred că mi s-a părut falsă tot timpul. Dar nu contează. Deci, astea sunt locurile în care s-a filmat The Day Before You Came. Și cu asta basta. Am înghețat de frig astăzi, dar mi-am făcut și damblaua asta. Atât pentru astăzi. Pe data viitoare.